Nu știu voi cum sunteți, dar mie tot nu-mi iese din cap faza cu seiful, era să zic peștera ministrului de finanțe Darius Vâlcov. Ia să vedem încă o dată despre ce e vorba și să analizăm puțin speța. Să vedem și noi ce naiba a vrut să spună poetul. Anchetatorii susțin că Darius Vâlcov a luat legătura în 2011 cu un om de afaceri, denunțător în acest dosar, și i-a propus să înființeze trei firme, una de cadastru, una de contabilitate și un birou de avocatură. Fostul ministru ar fi contribuit la această afacere cu 1,5 milioane de lei. Tot el a venit cu ideea ca omul de afaceri să țină un seif în locuință, la care să aibă acces doar ei. Când au făcut perchezițiile, procurorii au descoperit că în seif se ascundea o adevărată comoară, 3 kg de aur, 90.000 de dolari și peste 1 milion de lei. În plus, anchetatorii au găsit și câteva tablouri foarte valoroase. Bun, ce învățăm noi de aici? Ce foloase avem noi de la găină? Ouă, carne, pene, de la vacă luăm lapte și piele, de la ministrul de finanțe ce obținem? Ce învățăm noi? Accize, TVA? Pe naiba! Învățăm domeniile în care să investim? Cadastru, contabilitate, avocatură? Păi nu! Și mai observăm o chestie. Ministrul de finanțe nu avea euro. Avea aur, artă, dolar și lei. Dolar și lei, da? Momentul în care ne amintim, desigur, superbul dialog pe care l-a avut Vâlcov la televizor în seara primei vizite la DNA. Ia uite. Dumneavoastră, dacă ați avea o sumă disponibilă, în ce monedă ați ține-o? În dolar sau în euro în momentul ăsta? Ați ține-o în valută daneză. Am înțeles. Aha! Deci coroane daneze, da? Nu aur, nu lei, nu dolar, nu tablouri. Coroane daneze. Noi am râs atunci, ne-am distrat, ha-ha-ha. Dar dacă vorbea serios, ați prins-o, domnilor procurori? Ia mergeți voi frumos, căutați acum prin șifonier, pe sub saltea, prin vasul de la toaletă. Trebuie să găsiți și niște coroane de-astea daneze, domnule. Ce bine ar fi să găsim acum niște marfă pentru Argentina, pentru Brazilia. Capabil, domnul Vâlcov, pe cuvânt. Acum pe bune, decât să vină unul și corupt și prost, nu mai bine ținem pe unul care e doar corupt? Hai mă, că mereu am căutat oameni cinstiți, dar n-am găsit, să ne resemnăm odată. Plus că eu mai cred ceva. Eu cred că lingourile alea sunt de la doamna Șandru. Da, pe bune, așa primește dânsa salariul la Realitatea, de la domnul Gușă, în aur. Iar când nu are aur, îi dă omul tablouri, un Renoir, un Cocteau, un Toulouse-Lautrec. Da mă, plătește și omul cu ce are prin casă, să țină televiziunea aia. O să-i dea și murături sau borcane cu zacuscă mai încolo când rămâne lefter. Bine, dacă mai revine doamna pe post. Să dea Dumnezeu să-mi pleznească ochii, să-mi se usuce mâna și să-mi putrezească inima.